După această perioadă de pregătire, să știți că eu sunt foarte mulțumit de jucători cum s-a comportat. Deci vă spun că am întâlnit un lot de jucători care nu au făcut rabat de la efort, s-au pregătit foarte bine și am fost foarte, foarte mulțumit de această perioadă. În continuare ne vom pregăti până la începerea campionatului la Pitești, vom avea și jocuri de verificare. Antrenorul cu care Piteștiul vrea să tragă la Liga 1, mulțumit de lotul pe care îl are la dispoziție, Eftimie Iordan, spune că are un nucleu bun și mulțumește lui Nicolae Dică pentru modul cum a lucrat la echipă. Eu am foarte mare încredere în ei pentru că sunt un lot de jucători, v-am spus, și valoros și sunt omogen, deci să nu recunosc. E un mare lucru că, eu știu, Dică a reușit să mențină acest nucleu de jucători în campionatul trecut și în acest campionat au rămas în proporție foarte mare. Am adus ceva jucători, ne-am orientat pe posturile care erau, să spun așa, neacoperite, să avem câte doi jucători pe post cam de aceeași valoare și acum aceste jocuri de verificare, eu știu să spun așa, va cernesita și ne vom orienta și noi cu cât se apropie campionatul la un prim 11.